Amin. Iubită familie Ivan, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu ușoară despărțirea, despărțirea este aceea care produce lacrimă, durere, plâns. A nu e acest plâns al deznădejdii, ci dimpotrivă, e plânsul acesta despărțirii, pentru că avem nădejdea aceasta. Într-o bună zi ne vom întâlni cu cei dragi nouă. Ne vom întâlni cu cei dragi nouă din pricina lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți, le este învierea și viața. La rândul cetei noastre, toți aceia care ne-am pus credința în El, vom avea parte de înviere. Ceea ce urmează, aș dori să dau citire la un cuvânt al lui Dumnezeu, Psalmul 23, un psalm atât de cunoscut, să fie o mângâiere, o încurajare pentru sora Valerica, pentru voi, băieți, surori, nepoți, familie de aproape, de departe, Dumnezeu să vă dea mângâierea Lui. Cuvântul Domnului glăsuiește astfel. Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiaga și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, înungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Amin. Ar dori cu toții să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Fanfara se pregătește să laude numele Domnului. În timpul acestei cântări, sicriul va fi pregătit, va fi coborât în pământ. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată și să ne întărească pe fiecare dintre noi în nădejdea revederii. Amin. Amin.